Sunt Teodora Cimpoi, fondator al platformei New Energy. Eu cred foarte mult în învățarea continuă și din acest motiv am acceptat cu foarte mare bucurie invitația pe care am primit-o din partea Ambasadei Sustenabilității în România. Nu se întâmplă foarte des pentru noi jurnaliștii să avem acces la traininguri de acest tip și mai ales la traininguri în care beneficiem de expertiza unor experți străini care vin cu un nivel mai diferit, poate mai proaspăt de cunoștințe. Așadar, am reușit să aflu în zilele acestea lucruri care mă vor ajuta foarte mult în activitatea mea de jurnalist. Ce aș vrea să subliniez este că se schimbă foarte tare vremurile și activitatea noastră devine tot mai complicată. Avem provocări noi ca breazlă venite din partea inteligenței artificiale, din partea social media. S-a schimbat foarte mult și comportamentul de consum al audienței noastre. Timpul pe care ei îl acordă știrilor este din ce în ce mai rapid. Deci sunt provocări prin care noi, ca jurnaliști, trebuie să navigăm. Și în tot acest context plin de transformare, există o temă foarte importantă pe care noi nu trebuie să o ratăm ca să ne îndeplinim în continuare misiunea, iar această temă este cea a schimbărilor climatice. Deci rămâne pentru noi provocarea foarte mare în perioada următoare, cum punem pe masa audienței noastre și cum le reținem atenția și cum facem din tema schimbărilor climatice un subiect care să rețină atenția audienței noastre. Și cum facem această trecere de la știrile despre schimbări climatice care ne alungă audiența pentru că sunt concentrate mai mult pe partea negativă, pe efectele negative ale schimbărilor climatice, spre partea constructivă a lucrurilor. Astea au fost lucruri pe care le-am învățat în aceste zile de la experți și e practic un know-how care pe noi ne va ajuta să regândim un pic felul în care se face de acum înainte jurnalismul.